Fostul primar al unei localități din raionul Taraclia a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Acesta este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu. Potrivit procurorilor, în 2010, primarul a diminuat plata de arenda unui obiect acvatic stabilit în urma licitației. Câștigătorul trebuia să achite 92.000 de lei, dar i-a fost stabilită o plată de arenda anuală de 17.000 de lei. În consecință, primarul a cauzat administrației publice locale daune estimate la aproximativ 140.000 de lei. Prin aceeași sentință a fost dispusă încasarea de la inculpat în beneficiul administrației publice locale a sumei integrale a prejudiciului cauzat. Sentința este cu drept de atac.